de dimineață, ne ajută să scapi de greață și crește moralul. Bună dimineața, oameni buni! Bine v-am regăsit în emisiunea Cafeaua de dimineață, de aici, de pe Știri din Neamț și Mesagerul de Neamț. Astăzi, o zi de mare sărbătoare pentru creștinii ortodoxi, Sfânta Cuvioasă Paraschiva. Deci, o zi în care avem posibilitatea să ne gândim la greșeli. Și nu numai la greșeli, dar poate se vor gândi la greșeli și cei care în momentul acesta oferă un spectacol dezolant al unei țări, din păcate, din ce în ce mai puțin guvernată. Nu știu dacă este numai vina lor, dar asta e. Este joi și a apărut și Mesagerul de Neamț. Doar câteva titluri. Nați-o ție, dă-mi o mie sau joaca de-a guvernarea. Elodiu, Filimon Arsene și groapa sănătății nemțene. Și alte materiale care vorbesc despre lucruri din județ. Un proiect eșuat undeva în zona Bălțăteștiului. Un semi-interviu, ca să-i spun așa, cu Horațiu Mălăiere despre teatru românesc. De ce au început execuțiile, între ghilimele, la Piatra Neamț cu CMI Urban, supărări și bucurii în Consiliul Local Rosnov și asigurări de vreme rea în familie. Mai sunt și alte titluri, rubricile tradiționale, horoscop, tradiții, umor, etc. Mesagerul de Neamț îl puteți găsi în chioșcurile care mai sunt încă în acest prea frumos oraș și județ, pentru că ele, prin bunăvoința și grija multor autorități, au dispărut. Dar este joi și, pentru că ne-am obișnuit așa, domnul doctor Liviu Harbuz, bună dimineața! Bună dimineața, mulțumesc pentru invitație! Cum spuneam de la începutul emisiunii, este o zi de sărbătoare, dar o zi în care putem să facem și bilanțuri, să vedem ce se întâmplă acum în această țară și în acest prea frumos județ. Da, poate ne gândim la solidaritate, poate ne gândim la responsabilitate, poate ne gândim prin credință să fim mai buni și mai conștienți de ceea ce ni se întâmplă. Așa ar trebui să facem. Nu știu în momentul acesta câtă lume se mai gândește, pentru că, sau câtă lume s-a gândit la așa ceva până acum. Pentru că rezultatele unei perioade de un an și ceva de pandemie sunt crunte în acest moment și probabil că sunteți mai bine informat decât mine cu ce se întâmplă și la nivel național și la nivel local. Spitalele sunt aglomerate, numărul morților a crescut înfiorător. Și va crește, pentru că acest val încă nu a atins stadiul de platou. Nivelul de infecțiozitate, deci acel platou epidemiologic la care tot sperăm, deci nici măcar nu sperăm să coboare. Da. Ne gândim să ajungem în platou. Suntem într-o situație de război. Eu personal mă simt ușor deprimat de ceea ce se întâmplă, deși cu greu mă pierd cu firea, dar la ceea ce văd astăzi, la ceea ce se întâmplă în spitale, și oamenii ar trebui să înțeleagă că acest lucru se va întâmpla în continuare, va fi din ce în ce mai rău, vom avea mortalități din ce în ce mai mari și ne vom obișnui, dacă putem spune așa, cu colmatarea sistemului de sănătate, care este o realitate, care deja nu mai ține nici măcar de măsuri guvernamentale, care nu mai ține de absolut nimic, ține doar de evoluția bolii, care este, așa cum vedem, foarte agresivă. Vorbim despre tulpina Delta, care prin această agresivitate ne duce, am impresia, la o imunizare de turmă, pentru că la nivelul la care s-au vaccinat oamenii în România, sub sau puțin peste 30%, pentru că depinde de la zonă la zonă,
La acest nivel nu avem nicio șansă să luptăm cu boala. Deci vom avea din ce în ce mai multe cazuri. Din păcate, sistemul de sănătate, așa cum spuneam, este blocat, este supra-solicitat. Ba, aș putea spune că nu mai are cum să facă față la această confruntare. Problema e și nu numai cu cei bolnavi de COVID. Eu mereu am vorbit despre cei care au alte morbidități și care n-au nicio șansă să acceseze sistemul de sănătate, deși gândiți-vă că noi toți românii sau o mare parte dintre ei plătesc asigurări de sănătate și deși plătesc asigurări de sănătate, în aceste momente nu au acces la asistența medicală. Domnul doctor, spuneați că suntem practic în război. Eu vreau să vă dau și eu o cifră. Știți care a fost media morților în timpul războiului al doilea mondial pentru România pe zi? Nu știu, oricum sub 300. Din 160. 160. Aproximativ, că nimeni nu știe exact cum se socotez, doar soldații și civilii. Probabil că dacă erau civilii, erau un pic mai mare, dar nu depășea 200 de morți pe zi. Gândiți-vă că acum am avut zile cu 452 sau 82 de morți. Da. Peste deci 450 de morți. Este incredibil. Un mort la 3 minute în România de COVID. Gândiți-vă că avem un procent, avem localități, eu locuiesc în județul Ilfov, avem localități cu 23 la mie. Deci, oficial. Pentru că neoficial, mult mai mare. Dacă vă întrebați, peste tot mai putem adăuga 10%. Este foarte greu să identifici purtătorii, să identifici bolnavii. Iată că această presiune epidemiologică pune în pericol chiar persoane vaccinate, dacă nu în stadiul de purtător, dar ei se pot infecta, pot manifesta, e adevărat. Pot manifesta semne de boală nu foarte grave, o evoluție mult mai ușoară, dar gândiți-vă, trebuie să ne gândim așa puțin la costuri, la ce se întâmplă, la ce forță de muncă este dislocată din gruparea oamenilor activi, pentru că acești oameni nu mai lucrează. Gândiți-vă la companiile, tot vorbim despre IMM-uri, gândiți-vă câte IMM-uri sunt acum afectate atât de criza pandemică, criza forței de muncă, numărul persoanelor spitalizate, dar în același timp de ceea ce înseamnă factura la energie, lucruri care vin criză după criză, toate legate de altfel, exceptând după cea pandemică, legate de evoluția economică internațională, vedem ce se întâmplă, adică nu numai că am ajuns în situația în care partea de energie să vină cu niște facturi la care oamenii, cei consumatorii casnici, nu fac față, dar eu mă gândesc la companiile care vor da faliment. Iar, din păcate, noi de 30 de ani în România nu înțelegem că în baza antreprenoriatului noi trăim, pentru că de acolo se formează bugetul de stat. Bugetul de stat nu este ca o vacă de mulți, la un moment dat, numai de lapte și suntem în situația în care vom avea probleme foarte mari economice. Inflația în același timp, creșterea costurilor, odată cu creșterea costurilor la energie, creșterea costurilor pentru alimente. Uitați-vă cum au sărit prețurile la toate produsele. Avem criza mondială de distribuție pentru că există o criză care pare banală, dar cu un impact major. Lipsa șoferilor de tir, deja tot ceea ce înseamnă distribuție în condițiile în care pandemia în anumite țări a fost nu eradicată, dar măcar atenuată. S-a redezvoltat activitatea economică, dar producția a fost și este mult mai mare decât capacitatea de distribuție a produselor. Domnul doctor, noi ne uităm acum Spania, în alte părți, Italia, mă rog. Dar deocamdată trăim în România și avem, eu spun, trei crize COVID. COVID-ul medical, COVID-ul energetic, facturile care vin peste noi și COVID-ul politic.
Pentru că, așa cum mă uit eu, nici cu al șaptelea rapel, clasa politică din România nu prea dă semne că s-ar face bine. Acum o săptămână, acum două săptămâni, discutam și pledați pentru școală în... Pledez și astăzi, pentru școala în forma fizică. Fizică. Prezența fizică. Pentru școala în prezența fizică. Și pledez și astăzi, pentru că eu cred că această măsură este o măsură coerentă, cea pe care a luat-o Ministerul, ca în acele localități în care avem un nivel de infecțiozitate care nu depășește procentul de 6 la 1000, în special în zona rurală. În zona rurală. Da, da. Și se mai întâmplă ceva. Este binevenită forma fizică, pentru că în zona rurală trebuie să recunoaștem că nu avem infrastructura pregătită pentru școala online. Dar în orașe, unde avem o rată înfiorătare... În orașe, este clar, se va trece în online, sistemul hibrid se pare că nu funcționează, pentru că un profesor nu poate să preda pentru 5 elevi în online și pentru 20 în formă fizică. Este o mare problemă în aglomerările urbane, unde testarea se face și nu se face la copii, știți cum e. Absolut, plus că mai intervine, haideți să fim cinstiți și să dăm cărțile pe față. La început s-a cerut testare. Acum când s-a introdus testarea și în sfârșit au venit și acele teste care prelevează probă din salivă, care sunt mult mai accesibile, cele non-invazive pentru copii, foarte mulți părinți refuză și testarea, nu numai vaccinarea. Dar refuză testarea, e adevărat, la copiii de vârstă mică. Nu ai, știți, se spune că domnule, nu s-a pregătit valul 4. Nu. Dar, cum? A recunoscut doamna ministru. Da, bun. Doamna ministru a recunoscut și a recunoscut, n-am încotro, trebuie să-i dau dreptate, că n-a pregătit valul 4. Fac o paranteză, eu m-am revoltat foarte tare când doamna ministru a fost convocată la guvern atunci cu demiterea ministrului de la justiție. Nu s-a dus, da. Și nu s-a dus. Adică tu, în pandemie, ministrul al sănătății, refuzi pe motive pur politice să participi la ședința de guvern, tu, ministrul sănătății. Adică, aici nici măcar mai avem ce discuta. N-avem ce discuta. Adică asta este responsabilitate crasă. Să refuzi în calitate de ministru, adică chiar nu ai nicio responsabilitate. Asta este un simptom al COVID-ului politic. Statul român a adus vaccinul. Eu am fost foarte fericit și credeți-mă, eu am fost foarte mândru că România a reușit să achiziționeze atâtea vaccinuri. Mă gândeam că în 6 luni de zile se va vaccina toată populația, mai ales că noi am avut o perioadă inițială în care procentul celor vaccinați era foarte mare. Știți că aveam cozi. Se invoca chiar, domnule, unii s-au băgat în față. Unde am ajuns? Oare de ce? Și de ce am făcut această paranteză? Vorbim de învățământ? Vorbim de educație? Până la urmă, totul ține de educație. Pentru că sunt țări, domnul Bălănescu, în care dacă întrebi oamenii chiar în capitală, bă, cine e prim-ministru în țara ta? Habar n-au. Nu-i interesează. Dar are încredere în autoritate. Așa, exact. Așa ar trebui să fie și la noi. Să nu-i intereseze pe nimeni cine e prim-ministru, cine e ministru. Pe mine mă interesează, conform Constituției, să am drepturi, să am drept la educație, să am drept la sănătate, să am o calitate a vieții. Toți vorbim, politicienii, pentru că și eu mă includ fiind politician, am vorbit mereu despre calitatea vieții. Care calitatea vieții? Suntem în 1989, nu mai avem energie, nu mai avem căldură, nu mai avem lumină, nu mai avem alimente, dar prețuri inaccesibile. Adică deprecierea calității vieții se întâmplă și în alte țări. Și în țări chiar bogate și super civilizate. Dar acolo gradul de suportabilitate este ceva mai mare. Pe când la noi auzeam într-un mod cinic un politician care spunea: hai domnule, că ai noștri s-o obișnuiți, că au mai trăit asta înainte de 89. Nu, generațiile tinere născute după 89 n-au trăit. Și când noi le povesteam prin ce am trăit, prin ce am trecut noi înainte de 89, prin ce crize și prin ce suferință și ce calitate a vieții aveam, nu ne credeau. Eu nu-mi doresc ca generațiile următoare să se confrunte cu acest lucru.
se vorbește, țara este guvernată de un guvern singurul care și-a asumat. Că până la urmă, guvernul Câțu este cel care a fost la guvernare și a fost dărâmat. A fost dărâmat de trei formațiuni politice care, din păcate, niciuna, bine exceptând USR-ul, de doar pentru imagine, nu vor să-și asume guvernarea. Adică, în atât, patru crize și nicio formațiune politică nu dorește să-și asume guvernarea. Adică ai dat jos un guvern stabil pentru că, uitați-vă ce se întâmplă, avem un guvern care guvernează, dar limitat, nu poate lua decizii limitat, majore. Administrează treburile curente. Gândiți-vă acum cu plafonarea tarifelor la energie. Păi, în mod normal, un guvern cu puteri de pline acum dădea astăzi ordonanță de urgență și a doua zi intra în vigoare. Gândiți-vă pe procedură parlamentară ce va însemna plafonarea. Indiferent sub ce formă va fi ea, pentru că avem posibilitatea de plafonare, avem posibilitatea de sprijin pentru diferența de tarife, avem propunere și cu reducerea TVA-ului la 5% pe energie, adică pârghii sunt. Dar pe procedură parlamentară, oricât ar fi ea de urgentă, întârziem. N-are ce cum. Se întâmplă? Tarifele cresc și le plafonezi la un preț care va deveni inaccesibil, mai ales pentru consumatorul casnic și nu numai. Gândiți-vă că într-o societate comercială, astăzi cresc toate costurile. Crescând costurile, presiunea acestor prețuri mărite este și pe angajați. Eu, în calitate de patron, trebuie și eu să vin să măresc salariul angajatului, pentru că nu mai face față la cheltuielile curente. În timp ce costurile deci, societății... totul vine în cascadă. Iar asta va sufoca domeniul privat, sistemul privat, antreprenoriatul despre care tot vorbim, sprijinul tot ce înseamnă negru. Absolut. Și iar se va dezvolta piața neagră, iar nu vor fi colectate taxele și impozitele pentru bugetul de stat. Gândiți-vă că noi în perioada asta trebuia să facem bugetul pentru la anul. Adică trăim niște vremuri în care eu stau și mă gândesc cum vom rezolva aceste orgoliile, patimile politice continuă. Pentru că, vedeți, dacă luăm fiecare partid în parte, PSD-ul nu vrea să-și asume guvernarea pentru că se erodează și gândește pe termen lung până în 2024. Și spune că vrea ca alegeri anticipate, dar astea știm că toți îi foarte greu de realizat. Da. Alegeri anticipate, pentru că alegerea anticipată, la fel pe procedură constituțională, durează și eu nu cred că vreun parlamentar din țara asta va spune... ce bine că mă duc acasă, lasă că pentru țară și pentru popor, eu mă sacrific. Hai să terminăm cu lucrurile astea, că n-am văzut niciun politician să se sacrifice pentru astfel de situații, adică să-și piardă un mandat, alegeri anticipate. S-au mai încercat, știm bine că nu se poate. Deci hai să fim cinstiți cu noi. Dacă nu e coeziune, dacă nu se asumă, dacă nu sunt responsabili, nu se va întâmpla nimic. Acest guvern care astăzi este guvern interimar are nevoie de puteri depline. Deci trebuie să se găsească o formulă în care țara să fie guvernată. Gândiți-vă că toată această nebunie, adică e noaptea minții, USR-ul ce face? Se duce și votează o moțiune care incriminează miniștrii USR. Și mi se pare că și miniștrii au votat. Păi normal. Deci, ministrul sănătății, a votat împotriva lui. Nu împotriva lui. Au votat că sunt competenți. Deci au recunoscut incompetența în momentul în care au votat moțiunea. Pentru ce această moțiune? Pentru ce această zbatere în condițiile în care avem atâtea crize? Pentru ce? Ca să vină acum un serios să spună noi vrem doar cu PNL-ul. Păi cu PNL-ul erai. Nu erai în alianță cu PNL și cu UDMR, acum ai provocat o criză majoră ca să te întorci de unde ai plecat. Pentru că în momentul în care le spui celor de la USR, păi faceți fraților cu aia cu care ați avut majoritate și ați dat guvernul jos. Nu putem. A, nu putem, că nu dă bine la electoratul nostru. Deci nu se poate să conduci o țară doar pe considerente politicianiste. Nu poți să faci așa ceva, adică vii acum cu un guvern tu, Cioloș, în care îi pui pe aceiași miniștri. Deci, nu vedeți, ei se întâlnesc, ci că hai să negociem. Dar aruncă petarde după petarde, adică și aruncă grenade peste masă, dar vorbesc de negociere.
Adică mă uitam provocare după simplu fapt că l-au luat pe ministru, fostul ministru al justiției demis, l-au luat la Cotroceni. Ca să meargă... Mi s-a părut așa, adică, domnule, provocări pe față. Nu mai sunt limite. Timp în care mor zeci de oameni în fiecare spital. Adică am înțeles că alaltă ieri, în 24 de ore, am avut 13 decese în spitalul județean. Pentru Piatra Neamț înseamnă foarte înfiorător, mult. Înseamnă foarte mult. Iar oamenii, repet, cu alte morbidități, nu au acces la sistemul de sănătate. Și repet, sistemul de educație, sistemul de sănătate sunt garantate de către Constituție. Tot spunem, ăla încalcă Constituția. În momentul de față, cetățenii sunt confruntați cu, nu știu, cu un abandon. Clasa politică se plânge că nu mai are credibilitate, că a ajuns credibilitatea, cred că, la 20%. Păi e normal. Cum să impui respect și încredere unui popor în momentul în care jocurile sunt doar bazate pe orgolii sau, bineînțeles, pe funcții politice țintite? Eu cred că singura soluție este un guvern cu puteri depline și cineva trebuie să-și asume. Până acum, singurul partid care și-a asumat, într-adevăr, a fost PNL-ul. Hai să fim cinstiți. Pentru că, adică, ce au făcut cei de la USR? Au dărâmat guvernul fără să aibă nicio soluție. Cei de la PSD nu au venit cu o soluție. Cei de la, nu mai vorbesc, cei de la AUR, acum ne spun că ei se vaccinează și că niciodată n-au susținut nevaccinare. Adică, vorbim, hai să fim corecți, am vorbit de Congresul PNL. Da, părerea mea că a fost o greșeală în perioada aia, poate că nu trebuia să fie 5.000, deși acolo s-a intrat în sală, no, cu poate certificat. Nu trebuia să fie 6 luni de campanie. Asta a distrus clasa politică. Deci, aici și ai, vedem, pentru aici că de acolo a plecat totul. Da. Dar, adică, eu nu înțeleg acum pe domnul Orban. Domnul Orban vorbește de fair play politic, domnul Orban vorbește de responsabilitate. Adică, ai pierdut, asta e. Ai știut că poți să pierzi sau să câștigi. Acum când ai pierdut, recunoașteți înfrângerea politică, care nu e o înfrângere rușinoasă, pentru că era în interiorul unui partid, dar gândește-te și la țara asta, gândește-te la ce responsabilitate ai. Adică, ieri și-a dat demisia din funcția de președinte al Camerei Deputaților. Și-a dat demisia pentru că a crescut numărul mortalităților din funcția aia. Nu, și-a dat demisia pentru că a băgat un chiron, cum se spune undeva, în PNL. Deci, băieți, descurcați-vă cu funcția asta. Ce a făcut? A punctat politic. Atât. Aș fi vrut să-l văd că își dă demisia. Acum, eu am plecat de mult din Pro-România și nu am niciun fel de părere de rău. Dar în momentul în care a fost colectivul, totuși Victor Ponta și-a dat demisia. Și a spus, aduceți-vă aminte, atunci, domnule, s-a urcat pe morți. Ei, același lucru se întâmplă acum cu domnul Dacian Cioloș, care vine și îmi explică în fiecare zi ce guvern monocolor va face, care clar nu va avea sprijin parlamentar. Pentru că, de fapt, ce are nevoie un guvern? Are nevoie de sprijin și majoritate parlamentară. Dar nici nu poți să transferi activitatea curentă executivă în Parlament. Pentru că procedurile parlamentare, adică să guvernăm prin legi votate în Parlament, nu se poate substitui Parlamentul guvernului și nici guvernul nu se poate substitui Parlamentului. Pentru că separația puterilor în stat este foarte clară prin Constituție și nu neapărat prin Constituție, ci prin regulile și filozofia politică. Vorbeați de provocări. Nu știu, multă lume probabil a văzut filmul celor de la Recorder cu biserica, cu... Eu nu l-am văzut, se cheamă Marele Alb. Marele Alb. Da. Eu l-am văzut. Nici mai vreau să văd. Eu mai bine văzut. Nu știu. Problema este alta. Să dai drumul la un film de genul acesta, cu o zi sau două înainte de o sărbătoare creștină mare, un film care nu este la nivelul celorlalte materiale publicate de cei de la Recorder, pare a fi o comandă politică într-un moment nepotrivit.
Nu știu, cred că devenim paranoici. Nu, dar nu e vorba de paranoia. Eu sunt un fan, bine, și nu eu, a acestui subiect. Și sunt eu sunt un fan, am urmărit toate materialele. Pentru că dar, au materiale de excepție, absolut. N-am văzut materialul despre acesta care pare a fi făcut de pe poziția nu a unui jurnalist, ci a unui anchetator. Care domnul Bălănescu, poate aveți dreptate și poate așa este. Eu momentul este prost ales. Nu, poate e bun pentru ei și prost pentru ei, noi. Da. Da? Prost ce pentru contextul general. Noi? Ce facem noi? Noi, toți cetățenii, suntem solidari, vrem să ne apărăm, cum se spunea, credința și neamul, sau nu? Cum le apărăm? Adică, expunându-ne, eu, de exemplu, cred că foarte mulți oameni se expun astăzi la Iași. Foarte mulți. Absolut. Sau la măsuri, am văzut. E o organizare impecabilă. Dar se expun la nivelul ăsta. Haideți să găsim mecanisme prin care noi să ne apărăm credința și ce a mai rămas din țara asta. Dar ține de toți, de fiecare în parte. Nu ne va rezolva niciodată o putere guvernamentală, politică, în România, partea de conștiință. Nu ne va rezolva nicio putere străină în lumea asta problemele, nevoile de care avem nevoie. Noi trebuie să ne identificăm nevoile, noi trebuie să știm ce să cerem și că atunci când unii se dă, deși avem dreptul, să impunem. De asta avem nevoie. Vorbeam de încrederea în autorități. Știți, în alte părți, unde nu se cunoaște foarte bine numele primului ministru, etc. Absolut. Sau în America, unde vocea cetățeanului, în momentul în care se face auzită, este și ascultată. Absolut, pentru la că noi, la noi vocea cetățeanului e în fiecare zi, pentru că noi ne-am obișnuit la nivel de ho și chio și bârfe și, baba mății. Da, dar nimeni nu ascultă. Păi normal, pentru că s-a obișnuit. Este ca și cum ai da o picătură de otravă cuiva până se imunizează la otravă. Așa se întâmplă și în societatea românească. Uitați-vă ce se întâmplă în Statele Unite. Uitați-vă cum Belgia a stat 3 ani și jumătate fără guvern. Țara a funcționat și Belgia funcționează bine. Și multe alte țări. Dar pentru că au un sistem administrativ sănătos care merge în inerție, care nu este afectat pentru că trebuie să politizăm poziția de femeie de serviciu. Adică trebuie să ne dezbărăm de toate aceste apucături, atât politice, sociale, la nivel de educație de individ, la nivel de conștiință de individ. Tot vorbim mereu de coeziune, de solidaritate. Uitați-vă că în Germania, prin politici consensuale, au condus stânga cu dreapta și a funcționat foarte bine. 16 ani aproape. Da. Și Germania a devenit cea mai mare putere economică din Europa. Noi vorbim de politici consensuale. Când ei se întâlnesc politicienii, după care ies și se înjură, dar noi vrem împreună. Adică eu mă uit la reprezentanții ai USR-ului care ies pe posturi, îl toacă. Până la urmă, Florin Câțu a fost ales de un partid democratic și cu sacrificii mari, că a durat campania mai mult decât trebuia, a fost ales președintele partidului. Păi când tu USR vii și lovești în președintele partidului cu care vrei să faci alianță în fiecare zi, la ce te aștepți? Am văzut azi. Adică vrem alianță, dar cu președintele pe care vi-l punem vouă la partid sau am cum? Am văzut azi dimineață o luare de cuvânt foarte interesant. Ei, na, o să retragă și Câțu și Cioloș dinspre USR. Și o să vină liberalii cu un alt prim-ministru și atunci putem merge mai departe. Bun. Ne întoarcem unde? De ce tot deranjul ăsta? Pentru că ne întoarcem în punctul de la care am plecat. Adică în perioada de criză să dai jos guvernul doar pe criterii politicianiste? Să faci socotel pentru 2024 când vor fi zeci de mii de oameni care nu mai apucă 2024? Da. Unde e responsabilitatea? Ah, haideți să vorbim și despre lucrurile din zona noastră. Eu aș începe cu, din punctul meu de vedere, nu sunt specialist, dar mi se pare un lucru care merită salutat cumva. Nu am fost niciodată un fan al celor care lucrau
într-o zonă numită DSP, dar uite că de data aceasta cineva și-a luat inima în dinți și a luat o decizie. Testarea tuturor celor din spital, pacienți, personal medical, indiferent dacă sunt vaccinați sau nevaccinați. Cred că este o măsură bună. Știți ce se întâmplă? Nu este prima măsură, mă scuzați că fac o paranteză. M-a impresionat foarte tare când managerul spitalului de boli infecțioase din Timișoara a solicitat echipaje de pompieri care să stea. Deci, vedeți, sunt oameni care își asumă. Iar faptul că, nu știu, managerul sau DSP-ul, cine a hotărât la piața... Doctorul Hergelegiu de la și DSP-ul. Pe cine reprezintă. Este, de câte știu, este epidemiolog, nu? Da, este epidemiologul și al spitalului. Este asumarea profesionistului. Aici în jos pălăria. În momentul în care profesioniștii... De asta avem nevoie, de asumarea profesionistului. Da, dar știți cum e? Încalcă protocolul. Nu calcă niciun protocol. Credeți-mă că nimeni nu o să nu mai ține cont de protocol. Nimeni nu o să spună nimic pentru că testarea, știți cum e, nu e interzisă, dacă nu e interzisă, e permisă. Deci testarea nu este interzisă nicăieri, nivelul la care se face testarea. Protocolul este minimal, dar în situație de criză trebuie să înveți să gestionezi criza. Pentru că managementul crizei este cel mai important. Iar faptul că oamenii iau astfel este exact ca și la școli. Mie mi s-a părut, toată lumea a zis, domnule, că ministrul învățământului a aruncat responsabilitatea pe directorii de școală. Păi să știe ministrul ce se întâmplă în fiecare școală, hai să mai fie și directorii responsabili, directorii de școli, pentru că răspund. Și plus că în mod normal, comitetul de părinți, conducerea școlii, împreună trebuie să ia această decizie. Nu știe ministrul, mereu, nu știu, pentru orice trebuie să știe ministrul. Trebuie să învățăm că de sus în jos ierarhic trebuie să ne asumăm răspunderea. Trebuie să învățăm să gestionăm pe bucățica noastră, apropo de ce a făcut doctorul Hergelegiu, și-a asumat. Dacă am avea astfel de asumări în fiecare zi, dacă am avea directori care își asumă în fiecare zi, dar ei vor doar să fie puși directori. Încă nu mă refer doar la învățământ, peste tot. Apropo de director și învățământ, că mai aveam una cu asumarea, poate ministrul învățământului ar fi trebuit să se gândească, nu la, aici e foarte bine că a dat responsabilitate, la faptul că mâine, încep concursurile pentru directori în școli. Poate astea ar fi putut fi amânate. Un pic mai încolo să treacă criza asta. Da, nu știu. E doar o remarcă. Una cu asumarea de răspundere. Nimeni e perfect. Da. Știți că la Piatra Neamț în weekend trebuia să avem mai multe campionate de dans. Da, vă rog, nu mai împovestiți. 1000 de participanți anunțați. 1000 de participanți și 2000 de spectatori. 3000 de persoane. Este în situația actuală. Eu cred că și sunt convins că prefectura DSP-ul... Prefectura a luat vor lua problema. Decizia. Nu, au dat o hotărâre ieri seară și de asta spun, apropo de asumări, cei de la primărie aprobaseră mai de mult concursul. Dar nu era situația pe care o avem, pentru că dinamica pandemiei este una specială și atunci ai nevoie de măsuri speciale. Și acum au dat o hotărâre privind... să citesc ca să nu știu, nu în cel mai fericit caz, eu i-aș reprogramarea amânarea. Bun, eu în cel mai fericit caz le-aș fi dat voie doar sportivilor fără spectatori, pentru că e o sală de 5.000, ar fi fost 1.000 de sportivi, competițiile sportive sunt permise, dar nu poți să vii într-o sală de 5.000 de locuri să ceri 3.000 de persoane să aibă... Să nu uităm că în județul Neamț, dacă vă amintiți, primul caz de COVID a fost plecat de la această competiție. Vă aduceți aminte? Așa se spune. Nu așa se spune. A fost primul caz diagnosticat, confirmat cu COVID de la această competiție. O persoană din Constanța. Nici nu știu, dar mi-aduc aminte că ce scandal a fost atunci. Asta este. Avem nevoie de decizii care nepopulare. În pandemie, uitați-vă ce se întâmplă la nivel național. Pentru că, până la urmă, fuga de răspundere a partidelor care nu vor să-și asume guvernarea în această perioadă este tocmai motivul pentru care evită să ia măsuri nepopulare, ca să nu vorbesc că mai și propun măsuri populiste, în afară de evitarea celor nepopulare. Despre asta vorbim. Și
aceste excepții, cum ați prezentat cazul apropo de testarea celor din spital și a bolnavilor și a cadrelor medicale, eu aștept cât mai multe. Pentru că în perioada de război apar în ghilimele eroi. Sunt cei care își asumă. Și sper ca cineva, când va fi vreme de pace, să tragă linie și să facă să tragă linie și să facă o analiză clară. Cine a trădat și cine a luptat. Așa este. Bun, și acum să mergem spre o altă problemă care în ultima perioadă a revenit în discuție. Spitalul de la Lețcani. Nu știu dacă ați văzut, a ieșit domnul doctor, fost ministru, mi se pare, Cepoi de la Iași. Șeful DSP Iași. El oricând va fi șef. Deci acest domn va Bun, fi șef. Bun, să nu contestăm calitățile profesionale. Nu, ca medic nu discutăm. A fost și un secretar de stat. Bun. A dat o declarație care pe mine m-a bulversat. A ieșit în fața presei și a spus așa. De marți, asta era cred că sâmbătă, vom da drumul spitalului de la Lescani, zice, vom da drumul, zice, până marți vin, nu știu ce, dozator de oxigen sau cum se cheamă el, așa. Cele 31 de nereguli constatate acum 9 luni, sunt 43, le-am remediat astăzi, în mare parte. Care mai sunt de remediat? Le remediem de acum încolo. Dar spitalul este safe pentru toată lumea, nicio problemă. Și îl întreabă unul, domnule, și câte paturi? A, zice, pornim cu o capacitate de 6 paturi. Bun, care n-au reușit să le dea drumul atunci. Acum să vă spun ceva. Mai bine cu 6 paturi decât să provoci o tragedie. Eu altceva vreau să scot în evidență. Încă nu au depozitul, acel depozit de oxigen. Pentru că ăla este un vas foarte mare, are cum un anumit tonaj. Nu știu, nu cred că a venit. Domnul doctor, am cumpărat un spital modular, da? Nu l-ați cumpărat dumneavoastră. Adică, de și fapt, eu. Bravo. Noi și l-am eu cumpărat, l-am cumpărat. Fiecare nemțeană și eu l-am cumpărat. Este. Aveți dreptate. Deci am cumpărat un spital modular cu 250 de paturi, din care 100 de paturi ATI. Citez. Este cel mai modern spital din România pentru tratare în ATI. Acest spital trebuia să funcționeze de un an de zile. N-a funcționat decât câteva săptămâni. Și cine răspunde pentru toate lucrurile astea? Păi asta este problema, domnule doctor. Cine răspunde? Adică... Vii tu și îmi spui acum... Pe mine mă încălzește că e în ancheta DNA-ului. Știți cum e... Ar fi trebuit ca până acum această problemă să fie rezolvată și el să fie operațional. Pentru că pe mine nu mă mai interesează dacă cineva va primi 2 ani cu suspendare că a făcut această achiziție peste 10 ani, că așa durează la noi procesele și așa ne dăm seama că noi avem niște elemente fundamentale care ne afectează societatea. Justiția, în primul rând educația și după aia justiția. Pentru că sunt oamenii când aud de justiție se gândesc la procese banale. Nu. Avem nevoie de o justiție foarte puternică și foarte eficientă. Pentru că lipsa unor decizii în justiție ne duce la asta. Atunci când avem procese care țin 10 ani, pe mine nu mai încălzește cu nimic după ce au murit mii de oameni, că cineva va lua 2 ani cu suspendare peste 10 ani. Nu mă încălzește cu nimic. Și cu motivarea acolo că zice, domne, zice, a avut intenții bune. Păi întotdeauna are intenții bune. Deci, drumul pentru spre iad. Da. Da, drumul spre iad de papa de bune intenții. Dar, în același timp, noi vorbim și de oportunitate. La momentul la care a fost creat spitalul, nu exista, dacă făceam o analiză de oportunitate, justificarea oportunității. Astăzi, în schimb, există justificarea oportunității. Dar nu există posibilitatea. Dar cu ce preț? Și fără posibilitate. Asta se întâmplă și nu este singura investiție. Gândiți-vă câți bani s-au aruncat pe pereți. România este săracă, nu pentru că n-a avut bani. Este săracă că a risipit banii. Și, din păcate, se risipesc în continuare. Din păcate, pe niște interese, mai ales atunci când vorbim despre Big Pharma.
știți, prietenul nostru a tuturor, Big Pharma. Sunt interese la nivel internațional, interese la nivel european. Când aud că stau în depozit, stă aparatura în depozit și nu este prima dată. Dacă cineva ar face o analiză să vadă câte aparate sunt depozitate în subsolurile spitalelor din România care nu sunt operaționalizate, pe holuri, că nu au consumabile, că nu au nu știu ce componentă, că nu au nu știu ce. Că nu au medic care să le opereze sau tehnician care să le opereze. Ai într-un spital două computer tomograf, unul privat, unul de stat. Ăla de stat rămâne stricat tot timpul și funcționează, celălalt nu îi se arde niciun tub. Sau dacă îi se arde, se lucrește într-o noapte. Într-un minut. De ce? Deci aici trebuie făcută analiza, iar analiza în societate trebuie să plece de la fiecare dintre noi. Nu mai trebuie să arătăm cu degetul doar la guvern, că acolo sau la politicieni nu se va schimba nimic, din păcate. Și ce aș putea eu să fac pentru spitalul din Lețcani? Să scrieți în continuare cum ați mai făcut-o. Măcar să informați oamenii, să-i conștientizați despre ce conducători au. Dar oare nu putem face cumva? Și unde-s banii lor, altfel? Să facem, pentru că eu nu arăt cu degetul numai spre cel care a propus proiectul respectiv, ci și pentru cei și spre cei care au votat atunci. Incorpore care au votat. Cereți prea mult. Am fost și o perioadă foarte scurtă consilier local și am văzut cât de mare este interesul de a citi proiectele de hotărâri, de a conștientiza. Iar cel puțin la Consiliul Județean eu am câteva exemple pe care le-am cunoscut personal, oameni pe care regret acum i-am promovat ca să ajungă consilieri județeni, care au o atitudine distructivă asupra societății și asupra semenilor. Da, este... Uite, îmi scot pălăria acum în direct. La început, înainte de campania electorală, niște persoane au venit aici, mă rog, implicate în politică, într-un fel, și domne, vrem să învățăm tot ce înseamnă administrație publică. Și s-au apucat, citesc, de exemplu, ieri seara am avut surpriza plăcută, mă întreabă cineva, domne, este normal să se facă lucrul ăsta la hotărâre de Consiliul Local? Era și târziu, zic, mă informez, nu știu, dar pare că da. O să văd și după jumătate de oră îmi trimite persoana respectivă care n-a nicio treabă cu administrația de altfel, pasaj din lege, da, domnule, este normal, e ok. Deci sunt oameni care se preocupă și vor. În mod normal, orice ales local, sau nu mai vorbesc de parlament, dar orice ales local ar trebui să aibă sub cap Biblia care înseamnă codul administrativ. Pentru că dacă nu știi codul administrativ, nu vei ști niciodată cum rezolvi procedural foarte multe probleme. Dar, în fine, asta ține de fiecare individ în parte, de nivelul de educație, de dorința de dezvoltare, de dorința de implicare, de responsabilitate, lucruri care, din păcate, ne părăsesc pe zi ce trece. Vorbeam noi doi, vă aduceți aminte, apropo de spital, despre cinismul la care s-a ajuns, despre faptul că cadrele medicale nu mai rezistă psihic și fizic, se dezumanizează. Deci e un proces firesc prin ceea ce trec acum cadrele medicale, e un proces firesc de dezumanizare, pur și simplu, pentru că nimeni nu îi protejează, absolut nimeni. Se simt frustrați atunci când văd că 90% din cei care se îmbolnăvesc și vin în spital sunt nevaccinați. Mi se pare normal. Timp în care avem oameni, și vorbeam de consilieri județeni, avem chiar consilieri județeni care încurajează nevaccinarea, care neagă existența bolii și a pandemiei. Păi cum vreți? Și cum votezi tu cheltuieli pentru pandemie? Asta vă spun. Cum votezi tu cheltuieli pentru pandemie? Deci sunt consilieri județeni și dacă studiați pagina lor de Facebook, o să vedeți că ei fac, adică aruncă în piață fake news-uri unul după altul. Conspirația mondială și așa mai departe. Până la urmă ar trebui, dacă nu ne gândim la cei din jur, să ne gândim fiecare la sănătatea noastră. Adică măcar pentru sănătatea fiecăruia să ne vaccinăm.
vreau să trăiesc, mă vaccinez. Da. Și în perioada asta, în care sunt atâtea lucruri, iată o știre de ieri. O asistentă medicală din cadrul DSP Neamț, reținută pentru corupție. Cerea euro și promitea locuri de muncă în spitalul județean Neamț, unde n-avea niciun fel de atribuții. Teoretic, iar DSP-ul nu are reprezentant în concursuri decât la nivelul de medici, șef de secție, mă rog, și alte. Deci, apropo de ce se întâmplă, pe de o parte, unii își fac treaba, pe de altă parte, alții profită de situația asta. Suma era de 3.000 de euro, care teoretic ar fi. Să vedem acum, ne lămurim. Asta e capătul de știre. Bun. Vinovat e întotdeauna cel care dă, nu cel care ia. Apropo de asta, ca să încheiem apoteotic, fostul primar Gheorghe Ștefan a mai fost condamnat într-un proces la 4 ani și 9 luni cu executare. Bine, este prima instanță. Nu de asta deschid, că cine vrea să vadă cu adevărat ce a însemnat activitatea de acest gen al lui Gheorghe Ștefan, nu vorbesc de activitatea lui din primărie, poate vedea, noi am publicat solut minuta pe scurt și în minută, sunt trecute absolut toate procesele și toate condamnările fostului primar. Eu altceva vreau să vă spun. Că de la fostul primar, doar în acest proces, s-au recuperat 1.004.801 lei și 35.306 euro. Doar în acest proces. Mie mi se pare mult pentru România. Și în același proces mai avem un domn, Florin Aurelian Ciubotaru, fost director adjunct al Poștei, prin intermediul căruia s-au făcut aceste lucruri. Dacă facem o legătură între cele două nume, o să observăm că ele au conexiuni cu afaceri făcute în Piatra Neamț prin societățile primăriei Piatra Neamț. Una dintre societăți prin care s-a făcut afacere se cheamă CMI Urban. Adică, toată lumea știe muzeul de istorie. Vis-a-vis de muzeu era o pizzerie, dacă țineți minte, pe colț. Acum este sediul Poștei. A. Cine este proprietarul spațiului de acolo? Un domn pe care îl cheamă Ciubotaru. N-a care găsit este... rima. Ciubotaru, care a închiriat Poștei spațiu, în timp ce spațiul Poștei a fost scos, a fost evacuat, ca să poată închiria. Nu, Poșta nu a fost cumva retrocedată? Nu, este și acum goală și așteaptă să facă. Clădirea aia superbă? Nu, da, n-a fost de atâția. Nu. Pusese cineva ochii pe ea să facă ceva acolo, nu s-a mai făcut. Deci, ce-am vrut să... Cui aparține acum Poștei române? Poștei. Care plătește chirie în momentul acesta pentru spațiul de aici. Bun, acolo era un spațiu impropriu și păcate clădirea aia să fie poștă. Dar nu am făcut o legătură asta. Ce ați prezentat acum? O picătură dintr-un ocean? Exact. E o picătură dintr-un ocean. Lucrurile astea se întâmplă la fiecare colț, în fiecare primărie. Bineînțeles, păstrăm proporția. Lucrurile astea, adică, cum să zic, s-a ajuns la o asemenea lipsă, la asemenea tupeu, la lipsă de bun simț și la asemenea tupeu, încât, nu știu, am avut un primar, dacă mi-aduc aminte, care primul lucru și-a pus fiul administrator public. Da, nu? La Crăcăoani, deci... și până la un caz atât de simplu și de clar, nici măcar n-a venit un raport de la ANI. Acolo n-aveau ce să facă, acolo trebuiau doar atât, să ia materialul pe care l-am publicat noi, dacă nu vreau să-l luai hotărârile. Să nu mai vorbim. Și să spun așa, păi, am călcat legea. Punct. Nu, peste vreun an va veni, probabil, să ceară cineva hârtiile. Peste un an va veni un prim raport care va fi contestat în instanță și doamna va candida pentru un nou mandat sau își va pune mai bine copilul să candideze pentru un nou mandat. Da, că mai nou se moștenește. Se moștenește. Pe sistem monarhic.
Da, da, câteodată funcționează și invers. Nu mai ești la oraș, ajungi la județ. Știți? Adică... Da. E în gene. Bun. Aici e vina guvernului? Nu. Nu. E vina... Sistemului. Sistemului și fiecare dată e un sistem format din oameni. Și eu personal consider că de jos în sus trebuie schimbate lucrurile. Cum? Și nu cum? De sus nu-mi în dau jos. Seama acum. Prin educație, prin eficiență, vă spuneam. Sunt cele două componente majore ale societății românești de care avem nevoie. Justiție și educație. De sănătate nu mai vorbesc, că în momentul de față, practic, sistemul de sănătate nu mai există. Sau există, dar într-o fază de avarii. Știți ce se întâmplă? De câteva zile primim din spital colegi de-ai mei, chiar și eu și alții, tot felul de telefoane. De ce nu scrieți că nu avem de niciunele? Zic, dar cine sunteți dumneavoastră? Păi eu sunt doctorul cutare. Bun, să vă citez? Unu, al doilea. De ce nu scrieți? Presa este cumpărată, nu vreți să scrieți. Dom'le, scriem, dar ne declarați ceva? A, nu, zice eu, nu, eu nu pot. Sunt anonimatului. Nu pot. Bun, dar întrebarea mea este, există documente scrise către managementul spitalului, către Consiliul Județean? Nu există. Pentru că, până la urmă, dumneavoastră nu puteți face decât să sesizați opinia publică. Dar există documente. Am nevoie de... Putem merge și pe partea aialaltă, cinică. Măcar să te acoperi de apropo de responsabilitatea pe care o ai. Exact. Că dacă cineva o să te acuze vreodată că nu ți-ai făcut treaba, tu trebuie să justifici de ce nu ți-ai făcut treaba. Dar știți ce este enervant? De exemplu, poziția Ghiocel ne caracterizează. În momentul acesta, uite, n-am vrut să o spun în direct, o să o spun acum în direct. În momentul acesta, avem mai multe situații disperate în Spitalul Județean de Urgență Piatra. Dar avem și o situație la nivelul managementului. Directorul medical și-a depus demisia. Dar al câtelea? A câta demisie? Am scris săptămâna trecută... E o demisie la... Deci, și-a depus demisia și nu mai vrea. De ce? Este epuizată. Bun, eu pot să-i înțeleg. Este clar. Eu îi înțeleg. Nimeni nu spune lucrul acesta. Marți. Mereu se justifică marți, din motive personale. Marți. Asta e pe surse, ca să zic așa. Presa a fost anunțată să fie într-un anumit loc, că va urma o declarație importantă a unui personaj din spital, care și el este epuizat și plin de probleme. Declarația urma să fie că își dă demisia. Nu și-a mai dat demisia, că a fost convins pe ultima sută de metri să mai rămână, ca să caute încă o soluție. Mai țineți minte că în criza COVID de data trecută am schimbat medici directori unul după altul? Da. Vă referiți la manager, nu la director medical. Director medical îți dăduse demisia. Eu mă refer că încă cineva din conducere, nu sunt foarte mulți, vroia să-și anunțe demisia. Pentru că nu prea se mai poate acolo. Ești prins între multe lucruri și... Când să spun, e greu când tu ai șeful cel mare mai mult plecat din județ și are griji importante pe la București, foarte importante, în definitiv și animalele de companie trebuie îngrijite și nu poți lua deciziile imediat, că nu poți tu totul. Și atunci se ajunge la situații de genul ăsta care împietează asupra unei situații și așa grave, sau foarte grave, sau catastrofale din spital. Absolut, pentru că asta demotivează inclusiv restul angajaților. În momentul în care vezi că un lider, ca să nu vorbim de manager, clachează și cedează, asta devine demotivant și un motiv de depreciere psihică a angajaților. Adică, în momentul în care angajații sunt depresați, cei care lucrează în spital vor fi și bolnavi, pentru că impactul va fi până la urmă pe consumatorul final de serviciu, adică pe bolnav. Da. Și în final vă mai rog să vă exprimați o părere, o opinie. Țineți minte când a început COVID-ul, martie, aprilie, parcă, sau aprilie, mai, nu mai țin minte,
România a intrat în stare de urgență. Da. Am avut 2 luni de zile. Chiar am plecat pe 3, dacă nu greșesc, pe 3 martie. Cam așa ceva. Sau, nu mai știu, 3 nici sau nu are importanță foarte mare. Important este altceva. Și am, nu vreau să vă spun că eu am plecat de la Piatra Neamț atunci și până la București n-am întâlnit nicio mașină decât mașinile militare. Era armata în stradă, erau filtre și am mers, am făcut 3 ore până la București. Nu venea să cred. Era țara pustie. Atunci situația nu era nici pe departe nici atât de gravă ca ce este astăzi. Aduceți-vă aminte cu izoletele, cu bine, exagerările fac, de atunci. Fac abstracție de izolete, că era o isterie atunci. Da. Acum nu este cazul sau n-ar fi cazul. Nu știu dacă să trecem în stare de urgență la nivelul întregii țări. Dar să declarăm. Pe mine m-a provocat. Stare de urgență. Eu la susțin nivel. Green Pass-ul și îl susțin în continuare. Vreau să vă spun că în București deja 80% din cei care comercianți și din cei care prestează servicii solicită dovada de vaccinare. Deci șoferul meu s-a dus ieri în benzinărie și nu l-au primit în benzinărie până nu a făcut dovada vaccinării. Ceea ce mi se pare normal. Pentru că dacă nu luăm măsuri și noi, dacă noi nu suntem responsabili, ce o să facem? Uitați-vă ce se întâmplă. Avem în continuare nunți și botezuri. Uitați-vă în acest weekend, urmăriți în județul Neamț și vedeți câte nunți și botezuri sunt. Care se vor derula. Și atunci, nu pe bună dreptate, vine Federația de Dans Artistic și spune, bine mă că faceți nunți, dar o competiție sportivă nu se poate. E adevărat, nu se poate în formula care vor ei. Dar, vedeți, mereu aruncăm de la unul la altul. Mă întreb dacă 2 săptămâni... Eu cred că măsurile trebuiau să fie mult mai dure. Și dacă, mai ales în perioada asta, acum. Dacă 2 măsuri de situație, de, nu știu, echivalentul stat, nu știu cum să o numesc, cu măsurile mai dure, n-ar salva mii de vieți. Cine să le aplice, domnul Bălănescu? Nu știu. Un guvern cu atribuții limitate... În stare de urgență nu poate declara președintele? Nu, să face prin guvern. Prin guvern, da. Dar, bine, președintele ar putea declara stare de necesitate de război și a doua zi are și armata în stradă și n-ar mai mișca nimic. S-ar putea și asta. Și atunci președintele, în lipsa unui guvern, poate lua decizii. Se poate și asta. Nu, adică... Dar în momentul în care ai mai mulți morți decât ai avut în al doilea război mondial... Asta ar trebui să te pună media zilnică. Media zilnică, media zilnică, da. Bineînțeles. Bine, la final o să vedeți că vor fi mai mulți. Da. Deci, nu știu, mie mi se pare că ne învârtim în jurul problemelor, alergăm cu mască, fără mască, vaccinați, nevaccinați, alergăm. E un haos. Trăim haotic. Într-o mișcare browniană... Scapă cine în care, poate, nu? Exact. Deci, în momentul de față, știți că am mai spus la dumneavoastră în emisiune, suntem pe cont propriu, fiecare. Dacă suntem responsabili și conștienți, ok. Dacă nu, problema este alta. Că alții mă pun pe mine, nu pe mine harbuz, pe mine ca individ, care sunt responsabil, care por mască, care mă dezinfectez, care m-am vaccinat, alții care contestă existența pandemiei, îmi pun mie viața în pericol. Da. Ne oprim aici. Vă mulțumesc tare mult. Eu vă apel mulțumesc. La responsabilitate pentru toată lumea. Să sperăm că măcar câțiva dintre cei care ne-au urmărit vor înțelege și vor duce mesajul mai departe. Ne oprim aici, oameni buni, 14 octombrie, zi de sărbătoare. Vă dorim cele bune!